Uite-l, frate, uite-l, frate, ce le fac! Alu, bă, șacalor! Dacă vă întrebați ce-i gurmușciucul ăsta mic, de ce ai microfonul, frate. Ne adaptăm la ce avem, adică știi cum zic. Dragi internet-o, telespectatori, astăzi vom face o reacție la copiii care se joacă Clash of Royale... Nu... Deci fii atent, am prins-o, unul e Clash Royale și unul e Clash of Clans. Deci la Clash Royale, adică eu n-am o treabă cu astea, dar facem rea. E foarte la modă și trebuie să mă bag și eu în subiectul ăsta, chiar dacă nu știu despre ce e vorba, trebuie să mă bag. Hai să facem 1.432.560.000 de like-uri la acest episod și să începem. Bun, deci am primit videoclipurile, nu, n-am primit nimic, mă rog, le-am găsit eu. Pare că ești important când zici că primești videoclipuri de la... Da, mă rog, am vrut, mă rog. Avem aici copilul psihopatic de rage la Clash Royale. O să-i dau un like ca să-l motivez să continue. Hey, what's up guys? It's me, Daniel, from Rage Attack. And now Tyler just got this new game called Clash Royale. Guys, he's right there playing, I think. I think he's playing. Oh, he's playing, Oh my god. He's playing Why? A trainer match. Shut up! I am better! Băi, doamne, frate. Fix așa face și frate. Băi, deci dacă se joacă Clash Royale, băi, și trec pe lângă el, frate, bă, pur și simplu îmi zice să-l las, nu pot să-l ating, nu pot să vorbesc cu el nimic, ca frate. Da, taci. Mă rog, Clash Royale. Să continuăm. Why would you put a murder there for the best? Because this is the best deck in the world. Da, nu știu, nu știu ce cu deck-uri sau cu astea, eu doar știu că e... This is the best deck in the world. Da. But how your dad? Look at this deck. Chestia e că puști chiar pum botul ăsta și nebunesc. Bă, îl iau așa din serios, bă, zici că e o luptă cu viața, bă. Ne-ar trebui un meme de la genă Floris Clash Royale și ai vedea numai puști de aia leșinați întins pe jos cum stau așa, bă. Why do you have a water bottle? You've been flipping it. No, I haven't. Okay, I'm trying to get better at it. Okay? So you guys won't make fun of me. But why would you come with a veil? I don't get you. Okay. It was at this moment that he knew. He fucked up. Oh my god! No! Oh my god. I am so done with this stupid game! You're not- Uite-l, frate, uite-l, frate, ce le fac! Oprește, oprește-te! Bă, ce terminați, mă! Bă, zici că și-o pierdut casa la pariuri, bă, să mor de înțeleg de nu... Bă, nu, hai, da, uite ce criza, mă! How can you lose? Are spume la gură. Are you kidding me? Ai supărat, știi că o venit celălalt cu bidonul, l-a dat în față și ăsta știi că o pierdu, că s-o desconcentra și acum a luat criza cam rău, adică vezi. You're the bad, you're the first you made me flip a marker! That is so triggering! Bă, zici că-i posedat să n-am față. It wasn't me, it was Damien Andrew. Practic nu știu ce să spun, teoretic chiar n-am habar. 80% din copii sigur se joacă jocul ăsta, deci e foarte popular, deci, bă, deci nu fiți așa, adică măcar dacă nebuniți așa, bă, să aveți pe unul care să vă filmeze, știi, și-mi dai mie videoclipul să mai fac reacții. Bun, următorul clip e Clash Royale Rage Quit, adică... As you can tell, this deck is one of the best in the whole... Bă, stai așa. Deci am înțeles, deck-ul ăsta de face, îi bați pe ceilalți, gata, mă, stai cu mine. I've never lost. Nu am înțeles niciodată. So, bă, ce mândră e de el, tu-i mama, mă. This is my win. Ia să vedem. Victory. And then that was a, I'm on a huge I'm sorry, I lied about the never winning. But I'm on a huge winning streak and I doubt it's gonna change. Ce mândru-i terminat ăsta de el. Poți să ai foarte mândru de el și chiar ok, dar nu știu ce se întâmplă, aștept reacția, adică... Oh, no... E de rău, cred, dacă zice un nou. Da, bine, e foarte sigur că e de bine. Plânge. Îți bagi joc de mine. Ce? What? Bă, ce terminat, mă? No! Ușor, boss. Nu întrece volumul, totuși, adică... Hai. It was at this moment that he knew. He fucked up. No! Doamne, și ăsta-i posedat. Bă, lasă-mă ur... Bă! Nu, că-i dau dislike acum, nu, mai termin, adică din...
Nu, că-i dau acum, mai multe raportează acum, îi dau report. Bă, dar ce terminat, mă! Cum să dai, mă, nu? Bă, ești nebun, parcă era schizofrenic, autist, ce era? Spuneți-mi că n-ați făcut în viața voastră, adică, nu, bă, vă rog eu frumos. Bă, un joc ăsta, parcă-i, bă, parcă a avut sindromul Down cu pareze la cap, cu tot ce a avut. Adică, nu, uite-le acum, ia ursul, frate, și... Uite, bă, ce termina cu înțelegi? Că mai mult se împerechează cu ursul ăla decât îl lovește, dar mă, îi dau like totuși ca să-l motivez să continue, asta tot. Da, am ăsta a fost videoclip. Nu faceți așa. Vă rog, nu faceți așa. Tot o veni vara, am și eu videoclipuri, acum postez, încep și eu, deci dați acolo un like, un follow pe Instagram, frate. Dar niciodată să nu faceți ca terminația. Nici știe câți mai sunt pe lumea asta, vreau, nu vreau să mă gândesc. Că sunteți genul ăla, dezinstalați-vă Clash Royale sau alte jocuri și culcați-vă. Cel mai bine e să vă culcați. Ne vedem. Pa, bă! Oh, dă muzica mai încet. Cineva a zis că a abuzit nu știu ce. Am văzut un șobolan în gară. În România e o mică mare mafie muzicală. Mizerie morală toate cele. E dezgustător ca un cerșetor care nu cere. Încep să-l înțeleg pe Hitler. Oamenii